Doi acestui proiect, pentru că ceea ce vă prezentăm astăzi e de fapt materializarea unor idei care au început mai de mult. Totul a pornit de la ideea domnului judecător Cristian Ineț, actualmente judecător la Tribunalul Cluj, care a avut o idee că educația juridică în școli este esențială pentru corecta dezvoltare a copiilor și a tinerilor care absolvă liceul și se pregătesc de viață. Această idee a fost preluată de către Comisia Barorilor de Est, care este o comisie ce funcționează în cadrul Federației Barorilor Europene, federație din care Baroul Cluj face parte. Și, pe de altă parte, Baroul Cluj a asumat găzduirea acestei comisii a Barorilor de Est, a fost constituită și înființată la Cluj. În urma acestei colaborări, domnul judecător Dănuleț a fost invitat în luna octombrie anul trecut la Luxemburg, unde a avut loc o sesiune de lucru a Federației Barorilor Europene și a prezentat acest proiect tuturor barorilor participante. Pe ecourile acestui proiect au fost cât se poate de favorabile. Toate barourile s-au arătat cât se poate de interesate de astfel de idee și am primit, atât domnul judecător cât și Comisia Barorilor de Est au primit felicitări pentru această idee. A durat un pic până când am reușit să punem fiecare din părțile semnatare a acelui protocol, mă refer la Inspectoratul Școlar Cățean, Baroul Cluj și Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, astfel încât să putem coagula și intenția noastră a fost, normal, depășind toate dificultățile inerente de organizare, ca anul școlar 2017-2018 să găsească deja acest proiect pus pe masa electrică. Și așa s-a și întâmplat, începând cu acest an școlar, acest proiect funcționează. Din partea Baroului Cluj, am lansat o invitație tuturor membrilor noștri să își exprime opțiunea dacă doresc să participe la acest proiect și am avut o manifestare plăcută, un număr de peste 60 de avocați care s-au înscris în acest proiect. De remarcat, chiar dacă nu are importanță, această participare este absolut benevolă din partea avocaților, adică nu este remunerată în niciun fel, din timpul lor liber, care este cât se poate de prețios, având în vedere că activitățile au loc dimineața și e bine cunoscut că avocații, în general, sunt legați de activități dimineața, cei care au instanțe sau activități cu organele penale sau de judecată. Am reușit, până la urmă, să coagulăm acest proiect și avem deja început proiectul, așa cum domnul inspector general a arătat, ieri am început deja să facem primele ore la turnă. N-am să vorbesc despre acoperirea geografică a liceelor și a școlilor care sunt participante, pentru că presupun că domnul inspector general vă va prezenta acest fapt. Ideea care am avut-o este să acoperim cât mai multe licee, școli, atât din Cluj, cât și din județ și chiar din comune ale județului, adică să încercăm să mergem acolo unde, referitor la comune, unde informația juridică nu ajunge niciodată în acest mod. Ceea ce vor face avocații se referă la prezentarea oarecum a tematicii pe care domnul judecător Dănuleț a și coagulat-o într-un material, da? Educație juridică pentru liceeni. Există și un clip de promovare pe YouTube despre acest fapt. În schimb, avocații se vor duce cu câte o temă aleasă conform programei, o temă concretă și le vor explica tuturor elevilor în mod concret ce se întâmplă, care sunt drepturile lor, ce se întâmplă dacă încalcă regulile, atât de convențiile sociale cât și cele legale,
Și va fi foarte important că avocații vor fi în măsură să le prezinte cazul concret. Normal, fără nume și fără detalii care țin de confidențialitatea cazului în care a participat avocatul, dar e foarte important să dai un exemplu, de exemplu, unui tânăr, să explici că merge la o petrecere și așa cum știm cu toții, există factori de influență uneori negativă la astfel de petreceri și îi spun unui elev, hai, fumează și tu, că nu te vede nimic. Și mă refer nu la țigara cu tutun, ci la alt gen de fumat. Din curiozitate, din tentație, din vârstă, ca să spun așa, acel elev e tentat să fumeze. Da? E aia ca o chestiune de teribilism sau o chestiune de ai, toți fac, de ce nu faci tu. Consecințele care pot apărea în urma, de exemplu, unui astfel de început de consum de droguri sunt devastatoare. Degeaba le explică școala, degeaba le explică media, degeaba văd cazuri în presă. Una este să vină un avocat și să-i spună, am avut un caz cu un minor care are 16 ani și uite ce a făcut și uite unde a ajuns. Adică ceea ce încercăm noi să facem este, ca barou, pe de-o parte, să întoarcem comunității în care ne desfășurăm activitatea o parte din experiența noastră, experiența concretă. Legile sunt cunoscute, oricine poate să ia legea să o citească, dar nu are același efect. Sunt convins că tinerii nu au, la vârsta asta, un interes în a citi legea. În momentul când vine un avocat și le explică ce se întâmplă, ce se poate întâmpla, care sunt drepturile lor, cum trebuie exercitate aceste drepturi, credem noi că va fi un element care va ajuta pe multă lume la vârsta în care se prefigurează viitorul fiecăruia, ca să spun așa, să ia deciziile pe care le crede de cuvință. Adică, una este la 17 ani, de exemplu, să nu știi nimic și să faci o greșeală. Foarte multe vieți de oameni s-au ratat din cauza unei greșeli făcute în tinerețe. Și alta este să venim noi și să le explicăm. Normal, poate au și ei întrebări, poate ne așteptăm la asta, adică chiar am dorit ca ei să întrebe avocații care se vor prezenta la acele întâlniri, în urma unor astfel de întâlniri, să conștientizeze ce se poate întâmpla. Care este riscul pe care îl presupune, de exemplu, să iasă de la o petrecere și la 17 ani și după ce a consumat alcool, să mute mașina prietenului 100 de metri pe stradă. La două noaptea, după un chef, nu li se pare o faptă atât de gravă, luați de val. În momentul în care această faptă este descoperită, s-ar putea să-l urmărească pe toată viața. Noi le dăm informația, noi le prezentăm cazurile, noi le prezentăm legea, drepturile și obligațiile lor. Până la urmă, fiecare dintre ei decide ce face cu viața lui. Acesta este scopul pe care baroul, la momentul actual, și-l asumă. Și nu și-l asumă doar pentru acest an. Acest an este un an de început. Noi încercăm și, dacă încercăm, cred că vom și reuși, această activitate să fie o activitate permanentă. Dincolo de ceea ce fiecare profesor le dă tinerilor și copiilor în școală, ca materie de studiu și ca programă de necesară pentru absolvirea anului sau a școlii respective, credem noi că ar trebui, așa cum a spus și domnul inspector general, ar trebui venit în școli și cu altfel de activități care până la urmă îi învață să trăiască. Activități financiare, activități juridice, activități medicale, de sănătate, adică dincolo de ceea ce în mod normal trebuie să facă pentru a absolvi școala, cineva trebuie să învețe un pic
într-un mod organizat și ce înseamnă viața. Și suntem convinși că mulți părinți, sau cei mai mulți părinți, își educă proprii copii în scopul respectării legii și a explicării drepturilor și obligațiilor. Dar știi cu toții că una îi spune un părinte, sau mai ales la vârstele, licene, ca să spun așa, în care vădătoarea tinereții poate duce într-o parte sau alta, și alta este când vorbim de noi, vine un avocat și le spune efectiv care sunt consecințele, riscurile. Până la urmă încercăm să informăm, să fie niște tineri, să iasă niște tineri cu respect față de lege, niște tineri care știu drepturile, niște tineri care vor fi mai puțin, ca să spun așa, influențați pe parcursul tinereții ulterioare în facultate sau în momentul când vor practica profesiile pe care și le vor alege. Și până la urmă să respecte legea, pentru că asta este. Cu toții trebuie să respectăm legea. Vă mulțumesc!